Bună seara, domnilor, domnilor, nu vedeți dublu, nu vedeți triplu, nu sunt Luis Popa, cel cu care probabil erați obișnuiți la această oră, în acest format al emisiunii. Domnul Popa are o incapacitate temporară generată de factori mai mult sau mai puțin subiectivi în ceea ce înseamnă exercitarea meseriei de moderator pentru o perioadă. Are niște treburi de natură personală pe care și le va rezolva cam din a doua jumătate a lunii iunie. Până atunci, miercurea asta este, mă suportați și la emisiunea de cultură. Întâmplător îmi place să discut despre cultură, întâmplător îmi place să discut despre tot ceea ce înseamnă România și frumosul din țara asta. Spuneam eu, periodic simțim nevoia să ne detașăm de tot ceea ce înseamnă, nu știu, și actul administrativ, și actul politic, și tot ceea ce presupune România în spatele ușilor închise, și să mergem către frumos, către tineret, către ce poate să facă un tânăr în ziua de astăzi, către ce oportunități au tinerii, chiar și în România lui 2024. Am deosebită plăcere de a vedea cum este să fii român în România și mai mult de atât cum este să fii antreprenor român în România, alături de un tânăr antreprenor, domnul Adrian Zorlescu, care tinde să devină unul dintre prietenii emisiunilor noastre și cu care, vă spun sincer, îmi face plăcere să vin la emisiuni să discut cu dumnealui, pentru că dacă tinerii s-ar uita mai mult la astfel de modele de antreprenoriat, sunt convins că s-ar dezvolta și societatea. Stimate domnă, bună seara, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Anul de grație 2024, 35 aproape de ani de la Revoluția din 1989, câți ani aveți? Eu am 38, nu 38. Acesta voi deci face 39. Aveți câțiva anișori la Revoluție. 85, da. Deci aveam 5 câțiva, anișori la... Câțiva anișori, nu știu cât vă amintiți, însă cu siguranță după 90, după 95, când ați început să deschideți ochii cât de cât în România postdecembristă, ați văzut prefacerile, transformările, modificările pe care le-a oferit societatea. Suntem convinși, așa cum v-am perceput ca pe o fire perseverentă, că ați studiat comportamentul tinerilor, cum sunt ajutați acești tineri să-și deschidă un business, să facă antreprenoriat în România și nu știu de câte ori ați fost prea plăcut impresionat de ceea ce se întâmplă în România, în sensul în care, nu știu, vin eu și lansez provocarea, întrebarea. Sprijină statul român tânărul antreprenor și în special poate pe cel care își pune o afacere, chiar prima afacere pe picioare? Senzația mea privind ceea ce se întâmplă, urmărind, nu știu, controle ale diverselor instituții pe la cei care își deschid afaceri la început, e că nu. Ba din contră, statul român, de multe ori, mi se pare mie că pune piedici. Haideți să pornim de la această idee. Ce înseamnă să faci în 2024, ca tânăr, dornic, să faci ceva cu viitorul tău, o idee de antreprenoriat? Cât de dificil este? Ce se întâmplă? Care sunt provocările? Care sunt dezavantajele? Riscurile? E amplă discuția. Da. Sunt două lucruri care îi ajută antreprenorul în 2024. Nu neapărat statul român, cât internetul, Google-ul. Corect, care folosit rațional este util. Așa, și al doilea mijloc de, pe care un antreprenor, un tânăr antreprenor poate să-l folosească, sunt aceste centre făcute de alți antreprenori prin care explică sau ajută oamenii să-și facă actele. Un fel de hub-uri sau de puncte? Nu, nu sau neapărat de... hub-uri. Ați văzut că pe lângă toate și la noi în Târgu Jiu, pe lângă Registrul Comerțului, sunt stânga, dreapta, anumiți comercianți, da, care ajută antreprenorii să și îndemn spre antreprenori să caute specialiștii, fiindcă le e mult mai ușor. Absolut, dar mă gândesc că trebuie să fii puțin nebun să te apuci tu să parcurgi toate etapele alea. Adică dacă nu te duci la cineva care e cât de cât specializat... Dar credeți-mă că eu când am început firma acum 15 ani, nu erau aceste centre și am dat cu... Și ați luat-o de la zero. Și am dat cu capul și vă dați seama, eram tânăr, aveam dreptul la SRLD fără să plătesc nimica, banii nu erau, am dat 10 milioane să-mi fac un SRL când aveam gratuitate, am intrat acolo, nimeni, nici bună ziua, nici... altceva, deci am luat-o... Deci ați văzut și partea aia... În care nimeni nu puțin vorbea, plăcută. Ce vrei? Păi vreau să-mi fac și o firmă. Ok, ăștia sunt actele, dar nu am stat să-mi discute o jumătate de oră... Care ar fi facilitățile, avantajele? Exact, să spun câți ani ai, ce vârstă ai, poți să faci asta? Nimic, adică... Reavoință, nepăsare? Nepăsare.
Nepăsare. Cuvântul cred că e nepăsarea. Nu vrea voință, fiindcă până la urmă nu mă cunoșteam, nu o cunoșteam pe domnul sau doamna respectivă. Dar nepăsarea, hai să încasăm bani chiar dacă el are gratuitate. El are gratuitate. Pe principiu, nu știi asta, el taxăm. Exact. Până la urmă, dacă nu cunoști legea asta, nu te absolve de... Da, nici de consecințe. Nici de consecințe. Dar cred că un tânăr ar trebui ajutat, fiindcă până la urmă ei putea să se uite ca la copilul dumneai sau copilul dumnealui și a zis, ok, hai să te ajut. Adică din punctul meu de vedere, cred că... Domnul Zolescu, v-a spus întrebarea în acești ani, că iată, încă vă macină acea primă experiență, v-a spus întrebarea că poate i-ați prins într-o pasă proastă pe domn. Nu-și băuseră cafeaua, poate. E și asta. Adică na, o nu știu, posibilitate. Nu încerc să-i disculp. Că nici nu știu despre cine e vorba, dar... Nici eu nu mai cunosc, vă dați seama că după atâția ani, și dacă ar fi persoana respectivă, n-aș mai recunoaște-o. Dar experiența în sine m-a marcat și... V-a descurajat o astfel de atitudine? Nu m-a descurajat, fiindcă eu știam ce... Adică un antreprenor, să vă spun sincer, știe ce vrea. În okay. principiu știe ce vrea și nu-l descurajează aceste... O piedică. Fiindcă, până la urmă, un antreprenoriat... Nu ai garanția succesului, asta e clar. Sunt și pierde, sunt și riscuri. Corect. Și sunt asumate. Dar cred că implicarea autorităților ar putea să fie mult mai mare și să ajute tinerii. Până la urma urmei, noi suntem viitorul țării, adică tineretul e viitorul țării. Inevitabil și la pământ și la figurat. Și nu cred că după un tânăr 1000 de lei ar fi fost o valoare și cred că satisfacția mea și pentru început ar fi fost mult mai mare să știu, mamă, fusese acolo și am fost ajutat. Păi, ar fi fost un gând la care nu v-aș fi așteptat, o idee la care sigur nu sperați și aș fi fost extrem de surprins, plăcut, iată, băi, am economisit 1000 de lei pentru că... Dar știți care statul mă ajută. Dar știți care e durerea cea mai mare? Care? Că nici măcar contabilul meu nu mi-a spus aceste lucruri. E, da, asta e chiar trist. Deci... Una din două. Unul știa, unul nu l-a interesat. Vedeți, mai aveți același contabil? Nu mai am același contabil. Am înțeles. Dar nu, vreau să zic Am înțeles ideea că nu... Putea să... Adică persoana de la care aveți o minimă așteptare, băi, suntem în afacerea asta împreună, pentru că până la urmă el își luau niște bani, nu? Salariu. Exact. Bine, sumele, el m-a ajutat și sumele nu erau foarte mari, dar cred că informația asta putea să împărtășească și să... De-aia eu, tot ce mi-am dorit și în business și în tot ce fac, a fost discuțiile cu omul. Adică la mine, când vine un om să-și facă un proiect sau asta, stau cu el și explic și discutăm. Și avantaje și dezavantaje. Exact. Frate meu chiar ajunge și la buget. Eu niciodată nu mi-am permis să discut cu omul ce buget are. Dar frate meu, fiind arhitect, vrea să-i facă și în funcție de buget și anumite chestii. Și câteodată omul se uită așa, suspicios la noi. Dar noi nu facem lucrurile astea pentru că ne interesează cât are omul în buzunar. Încercăm să-i spunem avantaje, dezavantaje, să știe că dacă pornește pe acest drum sunt și costuri, sunt și responsabilități. Și care poate de multe ori, sau pe care poate de multe ori nu le intuiești, ci le vezi pe parcurs și zici, Doamne, în ce m-am băgat? Exact. Pentru că știu tineri care au avut tendința de a se apuca de un business și în momentul în care s-au lovit de primele obstacole de natură financiară, mai măricică, s-au retras, s-au renunțat la idee și peste ani au regretat. Businessul meu, din punct de vedere al banilor cheltuiti inițial, e un business de servicii și nu aveam niște costuri, dar cine înțeles. Se apucă de comerț asta sau, spun, lucruri, asta sau alte spun. Lucruri... Au fost idei care au murit aproape în fașă când s-au lovit de primele chiar obstacole. Chiar au făcut săraci și datorii. Da, fiindcă... da, știu și eu. Și vă dați seama, să ai un depozit plin de materiale care nu le poți distribui sau nu le poți vinde și să ai și datorii la bancă, banca nu uită, termenul e scadent fix la bancă în fiecare lună și da, sunt probleme și... Spuneați în urmă cu 15 ani, dacă am ținut minte bine, regăsiți schimbată modalitatea de abordare a unui tânăr în 2024 care vrea să se apuce de antreprenoria față de acum 15 ani? Adică vedeți niște lucruri schimbate în bine când merge un tânăr să se apuce de un business? E mult mai informat. Okay. Deci, din punctul meu de vedere, un tânăr în ziua de azi e mult mai informat. Adică și acești guru al dezvoltării afacerilor, cum să te îmbogățești în 3 zile și... E bine. Așa? Am opinia mea despre ei. Au făcut și lucruri pozitive. Adică nu... Da, sunt lucruri care le vorbesc din cărți și sunt de multe ori pur teoretice, dar totuși e bine ca să fii informat. Și când pornești la un astfel de drum...
în ziua de azi poți să te să fii mai ușor informat, să-ți iei cursuri, adică chiar poți să știi un business înainte să te apuci foarte bine. Acum 15 ani nici Google nu era la nivelul ăsta, nici nu da, era aproape la început, cel puțin în România. Exact, nici tot dacă îți luai pe la registrul comerțului, ceva informații poate pe la contabil, adică informația cam lipsea sau și dădeai cu... Da, acum, privind la rece lucrurile, o simplă căutare, dacă ai ideea foarte clară în cap, o simplă căutare pe Google, da, pe motorul de căutare, îți deschide N variante de răspuns la dilema ta. Și poate dacă mergi din pagină în pagină, știți că în funcție de niște setări, sunt cele primele, sunt cele care sunt probabil plătite, nu știu ce, după care vin restul. Și dacă ai răbdare și te uși până la pagina, nu știu, 5, 10, 15, 20 de căutare, în motorul de căutare respectivă, s-ar putea să vezi niște idei chiar tari de afaceri prin alte părți. Dezavantajul zilei de azi față de acum 15 da. Este nișa. Acum ți-e mult mai greu să mergi pe o nișă, că sunt N sau... Păi s-au cam deschis sute de nișe. De nișe, adică acum 15 ani era o nișă, proiectarea în Târgu Cărbunești era o nișă. Oho, da? Era o pâine de mâncat. Era o pâine de mâncat. Fiindcă eram singur, acum sunt eu, care am experiență, care, să vină un tânăr să concureze cu mine... Pleacă cu handicap, pleacă la fotbal. Exact, pleacă cu un handicap. Probabil asta a fost și motivul pentru care nu am rămas în Cluj-Napoca când am terminat și am venit acasă, fiindcă m-am gândit și la perspectiva... Când ați fost ultima oară în Cluj-Napoca, unul dintre municipiile extrem de frumoase și de atractive ale României? Acum vreo 3 ani. Acum 3 ani. Ați regăsit, schimbat municipiul față de momentul studiilor? Da, Cluj-Napoca a fost accelerat, îmbunătățit în timpul facultății. Eu am când am început, de la an la an vedeați da, schimbări. Când am început facultatea în Cluj-Napoca, cel mai mare magazin era cum e Parângul la noi. Uh-huh. Când am terminat facultatea avea deja 2 mall-uri, super centre comerciale, adică numai plus din... altele și altele și altele. Și nu mai zic dezvoltarea infrastructurii. Acum prinde contur ideea cu metrou în proximitatea, de fapt în municipiu, pentru că acel UAT deja va fi parte componentă a municipiului nu peste mult timp. Adică știu că s-au făcut pași importanți din punct de vedere legislativ ca Floreștiul să devină componentă. Da, comuna de lângă Cluj. Și ce am văzut acolo pe la televizor, ce e în acea comună, nu păi, prea vezi. Mi se pare că șmecherii, din punct de vedere financiar ai Clujului, acolo stau. Da, acolo au investit, fiindcă e foarte aproape, e o zonă foarte frumoasă. Ai și priveliștea spre Cluj-Napoca, fiind sus în deal, adică ai niște avantaje. E la momentul ăsta, cred că cea mai tare, dacă puteți spune așa, comună sau încă o comună din România, la nivel de dezvoltare. Păi, e la... Mai este una în Oradea, imediat o să o caut în timp ce cu... Am scapă numele. Nu știu dacă e chiar... Dar Floreștiul e foarte aproape, adică e la o aruncătură de băț de Cluj și de aia e și dezvoltarea asta accelerată. Cum a zis dumneavoastră, se fac pas și legislativ să fie acaparat, adică să fie un cartier al Clujului. Și au tot interesul să o dezvolte și să vină oameni de afaceri și să investească, fiindcă terenul în Cluj deja are niște prețuri exorbitante pentru România chiar. Adică, cum se știe, apartamentele în Cluj sunt cele mai scumpe, chiriile în Cluj sunt cele mai scumpe. Da, bat la pas Bucureștiul. Și... Iată cele mai bogate comune. La final de 2022 a fost făcut un top în media naționale. Spune așa, pe primul loc comuna Chiajna, cu venituri totale la bugetul primăriei la final de 2022 8,15 milioane de lei. Urmează, și atenție, a fost din 2017 încoace, cea mai bogată comună din România. Urmează cu un venit de 79,15 milioane de lei Florești Cluj, deci era a doua în 2022 la final. Miroslava Iași, 68,9 milioane de lei, Sân Martin Bihor, 59, diferență deja de 9 milioane de lei, Dumbrăven Suceava, Brănești Ilfov, Giroc Timiș, la asta mă gândeam, Dumbrăvița Timiș, Dragomirești Ilfov, Ghiroda Timiș. În top 10, Timișul are 1, 2, 3... 3, București, sau în fine, Ilfovul 2,
Și Cluj, iată, una și bună, locul 2, în 2022, la final. Și Oltenia? E, da, acum și dumneavoastră. Păi, păi stai că dacă o luăm așa, cei mai mulți locuitori în Timișoara sunt olteni. Ah, da, Deci putem nu spune că ne-am mutat cu capitala, domnul Zorlescu. da, noi Știți importă că materiale. era și gluma aceea, dacă strigi în Timișoara, dacă strigi pe stradă, șeful, șeful, întorc capul toți și din 10 care întorc capul, 9 sunt olteni. Adică noi n-am mers acolo. Da, provocări ale actualului sau în momentul ăsta, provocări în momentul actual pentru tânărul antreprenor. Din punctul meu de vedere, o provocare încă o reprezintă fondurile europene. Sunt în domeniu unde, cel puțin la început de drum, sunt fonduri mari, fonduri masive, în funcție și de ceea ce vrei să faci. Pentru un tânăr, 50.000 de euro sunt niște bani ok și se poate dezvolta o afacere cu acest bani. Da, îndemn tinerii să aplice pentru startup, să fie bine informați, fiindcă... Și au tot fost sesiuni de startup în România în ultimii ani. Da, dar din păcate știți ce am observat la startup? Au început să o ia razna cu numărul de angajați, adică sunt deja 5, 7, au 8... Au înăsprit condițiile? Nu au înăsprit, dar ca să fie mai eligibil s-a dat în funcție de numărul de angajați și au pus niște lucruri aproape nerealiste, adică majoritatea banilor, dacă stai să te gândești, au băgat în salarii. Și să ții 5, 7, 8, 9, 10 angajați e un lucru foarte dificil pentru un tânăr la început de drum. De aceea zic că totuși acest startup e foarte bun, dar totuși trebuie să fie calculat de... Pentru că dacă duci totul în salarii, de fapt, n-ai prea făcut nimic. N-ai prea făcut când nimic. Când a trecut perioada, l-ai și închis. Și care e avantajul? Care e ideea? Exact. Doar că a mers o carte de muncă vreme de câțiva ani. Sunt și tineri care și-au dorit cu tot din adinsul să facă aceste afaceri, dar au fost și multe firme care au încercat să fenteze statul român. Oh, da, păi și aici suntem meseriași. Și prindem repede la combinații, cum să încercăm să păcălim. Da, și din păcate statul ar trebui să fie mult mai atent și să urmărească aceste firme, pentru că descurajează tineri serioși care ar vrea să investească, dar când aude că e eligibil de la 7 angajați în sus, cam nu prea mai vrea să acceseze fondurile europene. Acum am văzut că există și femeia antreprenor, care pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută, pentru că chiar dacă e o discriminare de gen, dar eu zic că e o discriminare pozitivă și ajută tinerele să se implice, fiindcă de obicei doamnele sunt mai precaute în a-și deschide business-uri. Bărbații, asta ne e firea, noi riscăm de când suntem tineri și de când suntem mici riscăm totul pe o singură carte, mergem tot înainte, doamnele în schimb sunt mult mai precaute, mult mai atente și mă bucur că sunt astfel de fonduri și pentru dumnealor. Și chiar le încurajez să aplice la astfel de programe care ajută și încurajează doamnele și domnișoarele. În timp ce vorbea domnul Zorlescu, am băgat pe Google, nu că tot am pomenit de Google, cele mai bune idei de afaceri în 2024. Și m-a dus pe o pagină, Startup Nation, nu știu ce, cred că este cea a guvernului. Când încerc să mă duc mai jos, mă pune să completez, deci îmi deschide un pop-up și mă pune să completez cu niște date. Adică iată ce înseamnă, bași idei de afaceri și deja îți apar servicii de consultanță gratuită pentru aceste startup-uri. Deci teoretic este bine. Da, din punctul ăsta de vedere, v-am zis, să ții informația e mult mai ușor și sunt... Adică tu acolo bagi... Ce idee vrei, ce așa, îți completezi cu nume, cu un telefon și te și caută consultantul. Doamne, ce vrei? Uite, fondurile pentru niște domenii sunt de atât, fondurile pentru alt domenii sunt, se duc până la suma de cutare, mult mai ok decât acum 15 ani, când furați informația dacă auzeați pe undeva. Da, asta v-am zis. Acum și dacă nu știi, nu nimeni la... Și am văzut că sunt din ce în ce și la Registrul Comerțului doamnele mult mai amabile. Du-te la doamna de lângă și... Păi au realizat că până la urmă sunt acolo în slujba cetățeanului. Nu, dar le e și lor mult mai ușor. Du-te la doamna să-ți completeze, să te ajute, dai 50 de lei sau cât e, trăiește și privatul de lângă foarte bine, te și ajută, îți face și actele corect, nici nu mai întâmpini stat, pierdut timp, deja îți caută și numele. Cred că o jumătate de zi mi-a luat să-mi caut numele la firmă. Fiindcă atunci nu exista un site și trebuia să spui, dăm 5 nume pe hârtie
Și vedem care e valid. Ok, nu-i niciunul, mai încearcă. Mai scrie după aia încă 5 și tot așa. Ajungeai să pierzi. Acum e tot online, scrie numele. Țineți-vă ideea cu acest online. După câteva minute de publicitate, ducem mai departe firul discuției să vedem dacă mult răbițata digitalizare pusă pe tapet de către autorități se aplică pentru un tânăr antreprenor la început de drum, însă toate după o scurtă pauză de publicitate. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Vital Kinetic îți oferă servicii de fizioterapie, kinetoterapie, masaj terapeutic atât pentru tine cât și pentru sănătatea copilului tău. Pentru creșterea armonioasă a acestuia, te așteptăm la o evaluare gratuită și ulterior poate intra într-un program de prevenire sau de tratare a afecțiunilor coloanei vertebrale. Pentru serviciile medicale TECAR, laser, diametrie cu unde scurte, terapia shockwave, magnetoterapie, electroterapie, drenaj limfatic, specialiștii noștri îți oferă vouchere cu discount de 10 și 30%. No! Serviciile noastre pot fi plătite în 4 rate cu cardul. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei, lângă fostul hotel Laguna. Pentru programări, sunați la 0767 656372. Vital Kinetic. Sănătate înainte de toate! Încă din 2009, Mentor Beton inovează constant și dezvoltă beton la cel mai înalt nivel. Standardele noastre de calitate și un potențial ridicat de inovare ne dau un avantaj competitiv pe piață prin calitatea betoanelor oferite de noi, ținând cont în permanență de calitatea materiilor prime, dotările tehnice și stația computerizată cu o capacitate de producție de 120 metri cubi pe oră. Personal calificat și cu experiență îndelungată în proiectarea, producția și testarea betonului. Monitorizarea continuă a procesului de producție. Venim în sprijinul clienților cu servicii de transport prompt, deținând o flotă de mari dimensiuni cu autobetoniere moderne. Oferim în același timp o soluție confortabilă pentru turnarea betonului la distanță sau la înălțime mare cu ajutorul autopompelor noastre Putzmeister și Schwingstetter de ultimă generație. Producem beton pentru orice tip de proiect și oferim servicii de testare în laboratorul propriu autorizat gradul 2. Mentor Beton. Cel mai beton. Folosește energia solară de la Darkon Group, furnizor de servicii complete de energie regenerabilă cu peste 30 de ani de experiență antreprenorială și peste 950 de sisteme fotovoltaice instalate. Avem soluții pentru design, proiectare și dimensionare, livrare, montaj și punere în funcțiune, monitorizare, mentenanță și întreținere. Vizitează-ne pe fotovoltaic.darkon.ro și solicită informații pe e-mail fotovoltaic@darkon.ro. Protejează viitorul. Darkon Group. Energie fără compromisuri.
construiești sau îți modernizezi locuința, biroul sau spațiul de producție? Pentru instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare te așteptăm la Tehnova. Cazanul Dominus pe lemn, alegerea inteligentă pentru casa ta. Cazane pe peleți cu durată lungă de exploatare, întreținere ușoară, autonomie ridicată și în plus 5 ani garanție. Casa ta merită doar echipamente de top. Pentru pompele de căldură, aer, apă, Energy Save, Suedia, te așteptăm la Tehnova, Craiova, strada Gârlești, numărul 121, Târgu Jiu, bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 14A sau tehnova.ro. Știm că a fost greu să stai acasă, dar ai reușit. Nu o să-ți spunem că va fi mai simplu de acum încolo, pentru că nu știm. Ce știm e că nu o să ne oprim. Nici noi, nici tu. Depinde de noi toți să mergem mai departe. Fan Courier. Livrăm în continuare, oriunde, cu plăcere. Intră pe nuneoprim.ro și vezi cum putem avea grijă unii de alții. Restaurant Dacia din Craiova este brandul de care aveți nevoie pentru reușita oricărui tip de eveniment din viața dumneavoastră. Cu un cadru exclusivist, Restaurant Dacia vă pune la dispoziție două săli, una cu o capacitate ce pornește de la 40 până la 100 de locuri și respectiv de la 80 până la 230 de locuri. Restaurant Dacia vă asigură aranjamentul sălii și cel floral, iar prețul unui meniu pornește de la 200 de lei. Vă așteptăm în Craiova, strada Caracal, la Complex Dacia și la telefon 0766 640 934. Restaurant Dacia, garanția unui eveniment reușit. Am revenit, doamnelor, domnilor, cu o secundă parte a unei emisiuni în care avem plăcerea de a discuta cu un tânăr antreprenor, un antreprenor de succes, aș putea adăuga eu, la nivelul județului Gorj. Noi sperăm la și îi urăm la cât mai mare și în afara județului, cu mult în afară, astfel încât să poată fi luat ca model de bune practici, să vadă tinerii că, iată, dacă ai puțină ambiție, curaj, poți să faci lucruri mari. Domnul Adrian Zorlescu, antreprenor, este lângă noi în această seară. Stimate domnă, rămăseserăm datori pe final de primă parte, cu pomeneați la un dat de online și am vrut eu, dar a venit pauza și m-au constrâns cumva colegii să luăm pauză. Voiam să vă întreb dacă se resimte efectele digitalizării. Anunțat acum vreo 4 ani, 3 ani și jumătate, 4 ani cu Sule și Trâmbițe, anticipată chiar de acum 5-6 ani, uite că încet, încet acest cuvânt a început să-și facă simțită prezența. Vedem că s-a mai ușurat traseul birocratic al actelor. S-au făcut pași importanți în ceea ce înseamnă multe direcții la înscrierea unui business, unei afaceri. Însă senzația mea e că se poate și mai mult de atât. Ok, s-au deschis niște drumuri. S-au eficientizat niște timpi, s-au trasat niște lucruri mai facile, dar mai e loc de întors pentru un tânăr antreprenor care vrea să deschide un business. Nașterile acestei digitalizări a fost destul de greoaie, pentru că primii 2 ani, din punctul meu de vedere, efectul a fost foarte aproape inesisibil. Dar pandemia a ajutat foarte mult. Cred că dacă nu era această pandemie, încă am fi fost la nivel de discuții. De discuții, exact. Dar pandemia ne-a forțat, ne-a făcut ca și instituțiile publice să accepte, până la urma urmei, trecerea la online. Frica de moarte pentru mulți a fost un... O, da! A fost... Și vorbeam în pauză de cum a putut să afecteze pandemia. A făcut ca oamenii să accepte și că există și un mediu online în care poți să, printr-o semnătură electronică, să poți rezolva lucruri pe care atunci trebuia să te duci la ghișeu, să duci dosarul cu șină și să pui ștampila în original. Acum se acceptă și fără ștampilă. Lucrurile se acceptă cu semnătură electronică, lucrurile sunt pe un trend... Se mișcă. Se mișcă, da. Dar n-aveți senzația că s-ar putea mișca și mai repede? Am și observat anumite piedici de comunicare. Eu, sincer, aș îndemna primarii să nu mai facă afirmații nefericite că am ghișeu .ro și nu vine nimeni. Ok, poate lucrurile sunt mai greoaie, dar trebuie încurajate. Adică nu trebuie... Eu ghișeu .ro l-am folosit și mi s-a părut extrem de ușor de folosit, mi s-a părut facil, mi s-a părut interesant.
e flexibil. Știu, e drept că spectrul ar putea fi îmbunătățit, știu, dar se pot putea niște chestii acolo. Dar când spune edilul din localitatea respectivă, de ce te duci acolo, că mai bine te duci la ghișeu, parcă tragi o frână, da, tragi o frână de mână. Mm. Și cred că ar trebui tocmai să ieși mai mult în media, să iasă persoane care au credibilitate, edilii sunt niște persoane care au credibilitate, comunitate. Și să încurajeze oamenii să vină către ghișeu.ro, să încurajeze oamenii să folosească online-ul. Știți cât voia să vă faceți cont acolo? Un minut jumate dacă vă mișcați mai încet. Se face cont rapid. Mă uit, eu nu lucrez cu ghișeu.ro, dar lucrez foarte mult cu ANCPI.ro, de unde mi-au extrase de carte funciară. Adică tot entități online ale statului român până la urmă. Înainte să te duci să-ți iei un extras de carte funciară, era drumul până în Târgu Jiu, fiind din Cărbunești. Stai la coadă? Stai la coadă o oră, nu știam să completez cererea. Poate n-aveai toate documentele în ordine, că asta este și o problemă a statului român. Dacă nu ai documentele în ordine, dacă ai ceva neclar, te duci tu frumos la casă și mai vii tu mâine. Iei din nou coada de la, o luai din nou coada de la capăt și tot așa. Și aceste lucruri le rezolvi în 5 minute. Da, pentru ce că mai departe nu merge dacă nu ai documentul făcut cum trebuie, sau dacă nu ai exact da, cum trebuie. Da, dacă nu ai băgat... Dar nu te mai pune pe drumuri. Da. Eventual scrie cu X acolo și vezi că nu poți să mergi la pasul următor, eventual. Și îți dai seama că e ceva în regulă. Exact. Adică lucrurile sunt foarte ușor. La nivelul 2000, suntem în 2024, da. La nivelul 2012-2014 pe acolo, în Germania, în anumite landuri, e drept că nu era universal valabil în Germania treaba, în anumite landuri dura 28 de minute în matricularea unui automobil. Și la noi dura 28 de minute, 28 în 2014, 28 de minute. Deci te duceai la un ghișeu cum ar veni, începeai acolo să îți dădeau vreo 4-5 din astea de completat, ei între timp începeau să proceseze, că îți luau din hârtii. Aveai un timp de așteptare de 10-15 minute până venea ok-urile. De unde venea? De la poliție, de la rutieră, adică instituțiile care lucrau conectate în timp real pentru cererea ta sau documentele tale, în maxim jumătate de oră era mașina matriculată. În jumătate de oră. Cred că cea mai îmbunătățire care aș vedea în partea de digitalizare e interconexiunea între instituțiile statului. E mai mult decât utilă. Pentru că, din păcate, lucrurile s-au făcut în mediul intern al fiecărei instituții și încă trebuie lucra la chestia de conexiune între primăria X și ANAF sau chestii de genul acesta. Când se va rezolva și sunt convins că se va rezolva în următoarea perioadă, cred că va fi... De altfel, dacă ne uităm și ascultăm pe guvernanți și pe cei trecuți și pe cei actuali, ei spun în permanență că se lucrează la aceste chestiuni, se lucrează în timp real și nu va dura mult până când vom vedea interconexiuni. Pentru că ANAF nu ar mai trebui să-și ceară buletinul, dar trebuie să fie în data de bază, în baza de date, de la primărie. Sau dacă ți se cere o dată, rămâne acolo și poți să-l vadă și primăria UAT-ul respectiv, și Consiliul Județean, și ANAF-ul, și matriculările și tot. Exact. Și atunci lucrurile te-ai dus, ai lăsat doar buletinul, ai băgat datele și restul să-ți apară toate datele care le ia și de în la... În cât timp estimați că sunteți destul de bine ancorat în realitatea asta lui 2024? În cât timp estimați că România dispare cu totul celebrul dosar cu șină din toate domeniile? Pentru că sunt domenii destul de reticente unde încă dosarul cu șină este jupân. Dacă mai dura pandemia câțiva ani, dispărea. Doamne ferește, bine că n-am mai durat. Da, am înțeles ideea. Dar, din păcate, am văzut o frână de mână din partea instituțiilor. În loc să meargă pe trend, au zis, ok, știi că nu mai e pericol, pandemia. E mult mai lejer, de ce să ies eu din sfera mea de confort? Hai să revenim la Am mai spus la vreo câteva emisiuni. Eu am rămas fascinat. Prima dată, că după aia a început să mă irite, să mă deranjeze până la iritare. Am rămas fascinat. La finanțe existau, nu am mai fost de ceva timp, acum mi-am cerut online ce-mi trebuia să-mi depun, n-am mai trecut pe acolo. Exista un ghișeu unde te duceai și dădeai buletinul și scoteai și banii să plătești dacă aveai ceva de plătit. Banii erau partiți. Zice, îmi dădeau hârtiuțe, vă duceți la ghișeul următor. Ocean la ghișeul următor, ele între timp, doamnele pe acolo își dădeau printr-o găurică în perete, își dădeau documentele. Noi ne uitam, că te uiți, da. Ajungeam la al doilea ghișeu, îmi completa acolo ce îmi completa și ce de încasat, mergeți la ghișeul și îmi zicea un număr care era vreo 3 ghișe mai încolo. Deci mă uitam așa, doamne, faceți mișto de noi toți și oamenii se resemnaseră.
Și uite așa, unii aveau obiectul de activitate. Repet, nu vreau să fiu înțeles greșit, nu contești competențele nimănui care lucrează în administrație sau unde lucrează. Dar nu știu, aveam senzația că lucrurile nu sunt cum trebuie. Uite că se fac pași. Acum nu te mai plimbă chiar de la un ghișeu la altul. Acum te duci și stai la un singur ghișeu. Măcar stai la unul. Nu mai bați încă două. Că de multe ori pierdeai coada sau că te duceai acolo, acolo era al cincilea în coadă. Și spunea că nu, taxa la ultimul ghișeu. În general, să vă spun, am văzut și o schimbare în atitudinea funcționarilor publici. E una pozitivă. Deci, sincer, vă spun... Deci își remediază și au remediat comportamentul. Da, din punctul ăsta de vedere am văzut o schimbare, indiferent că e ANAF, că e primărie, că e alte instituții a statului, parcă e mai multă empatie către, către client, că până la urmă cei dincolo de ghișeu e client, că e, și noi suntem niște clienți care plătim statului român anumite dări și am văzut și un zâmbet pe buze și o informație, adică femeile nu mai sunt jupâne pe sau domnii, că pot să fie și domnii în spatele ghișeului și am văzut o atitudine pozitivă, care m-a bucurat să văd și schimbarea asta de atitudine. Probabil am venit și funcționari mai tineri, poate au dat și ei cu capul de astfel de probleme și a zis de ce să fac și a lui ce am pățit și eu, nu știu, dar atitudinea am văzut-o mult schimbată și din punctul ăsta de vedere. Doar că ce am observat e această mică frână de mână. Să revenim la vechile... Revenim la vechile metegne, fiindcă suntem obișnuite cu ele, știm că nu dăm greș, dar hai să mergem către viitor. Hai să... Ce a putut face Germania în 2012, noi să reușim să facem peste 10, 15, 20 de ani. Da, păi cam pe acolo suntem. Știți că în cultură și în toate domeniile de activitate a existat un decalaj între Occident și partea asta de semi-orient, care este România, dar noi mereu am fost în urmă cu vreo cam 80-90 de ani față de manifestările 80-90 culturale. 80-90 de ani, dar știți care e cea mai mare durere? Că nu i-am ajutat pe ei. Adică cu capacitate intelectuală. Adică au luat forță de muncă de la noi de multe ori și medici și IT și ăștia să le facă programe, să-i ajute în sănătate, în toate ăștia să dezvolte, inclusiv Spania. A luat cei mai buni antrenori de handbal și a ajuns o forță și noi am ajuns că eram unde deja suntem. Unde suntem. Adică au luat forța de muncă și au pregătit cadrele lor, au progresat și pe noi și neamțul când ajunge în România parcă ajunge în altă țară. Aici aruncă pe jos, aici scuipă, aici mănâncă semințe. Pentru că se poate. Exact. Și românul când ajunge în Germania, îl vezi alt om, parcă nici n-ar mai fi român. Adică probabilitatea, cum a zis și dumneavoastră, că se poate, că se permite, face această diferență. Până la urmă, linia e foarte subțire între România și Germania, fiindcă nu sunt nici mai deștepți ca noi, nu sunt... Nu, ce și cu siguranță o să deranjeze lucrul ăsta. Bine, cei care au citit istorie știu acest aspect. Final de război, da? Al doilea război mondial, Germania de gringoladă, a ieșit perdant, a avut de achitat penalități de război. Și țara distrusă. Țara terminată. Într-o țară de genul ăsta, într-un moment de genul ăsta, apar incidente. Incidente care, dacă nu sunt stârpite, dacă nu sunt ținute sub control și eliminate, pot să degenereze, pot să ducă la adevărate tensiuni sociale, post-război. Ce s-a întâmplat în Germania? Vreo 4 ani după război, bine, vorbesc de Germania, să spun, viitoarea RFG, pentru că RDG-ul, cea care a intrat sub sfera de influența Moscovei, a fost mâncată, acolo nu se discuta, că na, ca la URSS. Problema a fost în cealaltă Germanie, unde oamenii erau nemulțumiți. Sărăcia era totuși în floare. Și terminat războiul, Germania a avut de plătit penalități mari de război. Mulți ani după a plătit la ele. Ce au făcut nemții, cei din funcții, poliția și toate astea? Dom'le, respectarea legii la centimă. Care se păstrează. Da, au discutat. Și acum în Germania legea se respectă. Se respectă, exact. Spunea acolo că dacă arunci pe jos sau dacă spargi nu știu ce, ești penalizat cu atâta. Se respecta. I-au călcat pe cap pe românește cu acești bani, cu recuperarea acestor bani pentru diverse lucruri făcute, lucruri rele făcute. Când au văzut că nu e loc de tocmeală, nemții, care în principiu sunt un popor ascultător de legi, au realizat că gata, s-a încheiat războiul, s-a dus haosul, se revine la normalitate.
Și în câțiva ani s-a reimpregnat în mentalul lor colectiv ideea că legea trebuie respectată. Unui neamț, la el în Germania, îi se pare de noaptea minții când tu românii spui lasă-mă că plătesc impozitul în noiembrie. Cum? E uimit. Cum? Cum adică? Nu, acum trebuie plătit. Adică omul știe că există o perioadă clară pentru asta. A noi în România, lasă domnule, că merge și așa. Vorbesc eu, știu eu pe cineva și nu și merge. Și nu mai plătesc nici penalitățile. Nu merge, da, nu merge. Păi dar la noi nu se recuperează penalitățile. Știu comune în Gorjul ăsta, știu comune în țara asta, care au de recuperat sume fantastice, din amenzi, din, și nu le pot recupera. Păi din cauza asta mulți primari nici nu mai vor să dea amenzi. Păi, adică... și intri într-o... Adică stai puțin, că eu mă încarc cu niște da, venituri... Da, vine Curtea de Conturi perioadă și spune, păi ce faci? Că trebuie să le recuperez. Eu cum le recuperez de la ăla care n-are de unde să-mi dea? În acte. În acte. Și nici nu poți că cer votul. Și... Adică da. Intri în alte... Ce am putea face din punct de vedere al ideilor de afaceri la nivelul lui Gorj pentru tineri care vor să vină care vor să se întoarcă poate în țară? Care vor poate să se întoarcă în județ, poate să plecați, nu știu, Cluj-Napoca, București, Timișoara, Iași, Craiova, Constanța, vor să revină acasă, sau care termină acum liceul, termină facultatea aici și vor să rămână aici cu o idee de afaceri. Ce le-ați recomanda? Ce direcții credeți că ar fi de viitor pentru tineri antreprenori în Gorj? În primul rând, ca sfat, că până la urmă îi sfătuim. E vorba de sfaturi acum, da. Exact. Aș încerca să-i îndemn spre rural. Adică să caute idei de afaceri? Idei de afaceri către rural, fiindcă și acolo e o masă de oameni, de o și mie... Și încă se poate în rural, se pot face lucruri bune. Au și multe avantaje și pentru fonduri europene, și pentru, adică au fost, cum se știe, fondurile înainte... Sunt punctaje suplimentare exact, pentru investiții în mediul rural. Și cred că e și nișa rurală în ziua de azi, fiindcă noi avem o țară frumoasă, o țară rustică, în mare rustică, parte, din păcate... atractibilă, adică se pot dezvolta, oamenii nu au plecat, adică acolo bătrânul trebuie să fie îngrijit, trebuie să fie ajutat, tu ca tânăr poți să îi oferi serviciile ăștia, el are o pensie, adică se poate o mână spăla pe cealaltă, adică poți să oferi servicii de calitate în mediul rural și să fii renumerat suficient Încă poți să continui afacerea. Exact, că până la urmă, dacă o afacere fără profit nu este afacere. Adică dacă ajungi de duși bani ca să meargă afacerea, nu, o închizi da, și gata. Într-adevăr, marile afaceri, dacă vorbim de marile afaceri, să facă în marile orașe. E drept și asta. Dar dacă vrei să ai confortul ăla de acasă, să fii acasă, eu cred că există posibilitatea să trăiești decent. Avem Maramureș, țara oașului. Nu cred eu că au tradiții cu mult spectaculoase peste ale noastre. La noi chiar încep să se piardă. Oamenii fac bani din promovarea, să spun, lucrurilor de interes local, de nu se poate. Exact. Mă uit la ce înseamnă un sejur în Maramureș în preajma Crăciunului sau că tot vin acum sărbătorile pascale. Se pot face bani în turism prin promovarea unor idei, unor obiceiuri locale, de nu se poate. Avem pizzerii, avem o grămadă de obiceiuri și tradiții locale din care putem face bani. Eu chiar am făcut acum un experiment de cât de atractiv este Gorjul din punct de vedere al unui sejur în Gorj față de Maramureș și Vâlcea. Pentru o agenție de turism am găsit în Gorj 3 agenții de turism care promovau Gorjul, iar și în Vâlcea și în Maramureș și Vâlcea până la urmă ei la un... O aruncătură de băț. Exact. Erau câte 8. Adică erau Maramureș, cât... cred că erau mai multe. 8 și 8. Au fost paritate. În primele 10 căutări, că eu n-am... Așa dacă cauți, vor fi toate, că până la urmă agențiile vând și asta, dar probabil e pe pagina a treia, când acolo era pe prima deci pagină. Deci ar fi o pâine de mâncat aceasta, ancorare în, să-i spunem, promovarea turismului da. Local și cu obiceiuri locale și cu tradiții. Gastronomic, acum e foarte ușor. Mamă, și suntem atât de talentați la bucătăria gorjenească. Și acum e foarte ușor să-ți faci acest punct gastronomic, adică să poți să gătești, e mult mai ușor să-ți gătești porcul în propria curte și să vânzi produsul final decât să... Și dacă prinzi străini din aia de n-au văzut în viața lor ce înseamnă să mănânci porcul proaspăt tăiat și șoricul, pe românește îi mult și de bani, vin și anul următor cu siguranță și mai aduc și alții cu ei. Exact. Și e o promovare gratuită pe care o faci. Adică omul ăla încântat se va duce la el în Germania, în Austria, și zice, bă, ce am văzut acolo,
cum omorau ea porcul și cum i-a dat să mănânc, cum aș zice, pielea porcului. Și acum aceste lucruri se pot face și legal. Adică sunt cursuri. Frumos. Adică dacă stai cu cursuri cu tot, într-o lună de zile deschizi punctul gastronomic. Și încă este nișă. Este o nișă. Este o nișă, fiindcă avem pe doamna Mărioara la... Pe Transalpina, pe Transalpina, da? Și nu știu dacă mai e unul, două puncte în... Dumnezeu, da, chiar a obținut câteva titulaturi extrem de interesante, punct gastronomic așa, mare, vreo două, trei distincții obținute, care îi și conferă niște drepturi, dar în egală măsură o și obligă să țină ștacheta sus. Și o face, doamna, o face. Cu simț de răspundere. Păi, până la urmă, e un business la și care... Și ne și promovează pe noi ca județ. E un business la care a venit Iohannis să mănânce un tocan. Și nu numai. Gândiți-vă că toți Năstase, pe Țiriac nu l-am văzut. L-am văzut pe Năstase. Năstase tenismenul, nu da, politicianul. Da, da, da. Adică am văzut oameni care au fost vârfuri în domeniile respective. Personalități, exact. Și extrem de căutat. Apropo de chestii gastronomice, Gorjul este singurul județ din Oltenia, puțin de tot în Dolj și foarte puțin în Vâlcea, dar Gorj este singurul județ din Oltenia și cred că din România asta, în care sarmalele se mănâncă cu piftie. Știți lucrul ăsta? Nu știam. În alte părți nu se mănâncă. Mi-au aminte în anii de facultate am poposit la cineva în vizită în comuna Derska, în județul Botoșani. Acolo se aduc răciturile, cum zic ei, la piftie, se aduc înainte ca un fel de aperitiv. E bine, n-am mâncat. Adică mi le pui, am zis, bă, aștept să vină sarmalele. Mai adus, ce mai adus, ciorbă sau ce era, că era hramul comunei Derska, mai adus, ce mai adus, a ajuns la sarmale. Evident, acum aș trebui să mănânc cu gazda, mama prietenului meu, mi-a fost genă să mă întrebe, mi-a ajutat să mănânc, a zis că lăsați că mănânc eu și l-a pus pe Sebi să mă întrebe. Și mă întreabă Sebi, de ce nu mănânc? N-am mâncat aia, nu mănânc. Și zic, mă, zic, la noi se mănâncă amândouă în același timp. Cum adică? Păi zic, răciturile cu le spui tu piftii, la noi se mănâncă simultan cu... O sarmă caldă. Cu sarmale, da. Bine, sarmale în foi de viță, adică cu smântână, o delicatesă. S-a dus săracul la mama lui și i-a povestit. N-a comentat, femeia mi-a dus, dar m-am uitat. De fapt, mă uitam la toți și de la masă, cât eram pe acolo, 10-15, cum toți mă studiau cum mănânc în același timp sarmale cu piftii, cu răcituri. Faceți cum am făcut eu cu pâinea în Banat. Îmi pune supa și nu, tot așa, nu mâncam, știi? Tot așteptam, am așteptat 2, 3, 5 minute și m-am întrebat, dar nu mâncați? Păi și pâine? Adică... Da. Avem... Asta cu pâinea am remarcat-o în afară, acum vorbim de chestii gastronomice. Noi românii suntem mari mâncători de pâine. Ca nație. Ei, când mergi în afară, vesticii nu mănâncă pâine. Ardealul de care pomeneați, așa, și Banatul sunt sub influență vestică, de-aia îi mănâncă mai puțin. Noi și cu bulgarii, noi mâncăm pâine și turcii mănâncă pâine și merg în proiecte Erasmus, lucrând în mediul educațional, sunt aceste proiecte Erasmus pentru elevi, pentru profesori. Și prima oară mi-au cam aminte de surpriza celor din Spania, la comun cu italienii. Foarte surprinși de ce noi am cerut pâine la masă, n-a mai mâncat nimeni, erau polonezi, n-au avut nevoie de pâine, ne-am cerut pâine, ne-au adus, dar erau foarte, și păi zice, cu asta, de ce mâncați pâine? Zic că îmi ține de foame, lasă-mă să mănânc măcar două felii, măcar două felii. Da, sunt obiceiuri gastronomice, că tot vorbeam. Și trebuie să le promovăm. Exact. Adică exact. E un business care e pe trend, care sunt convins că ar prinde și v-am zis, e mult mai ușor să-ți vinzi porcul ca și produs final, tocăniță, tocan și tot ce mai e, decât să-l vindem ambalat și către alții. Păi vă dați seama când o ajunge francezul ăla, la 60-70 de ani, după ce a ieșit la pensie și a văzut el pe acolo, ce a văzut prin Franța lui? Să vină să mănânce, să bea o țuică fiartă la Crăciun. Să vină să mănânce o tocăniță, să vină să mănânce un șoric, să mănânce sarmalele cu piftia, păi ăla moare acolo. Da, și noi suntem speciali. Deci moare acolo, pleacă mai gras și se întoarce clar și la Crăciunul deci, viitor. Deci maica mea a lucrat o perioadă în Italia și mânca, dar până la urmă în weekend gătea românește. Deci când gătea mama, se făcea masă special să mănânce ce a gătea mama. Venea adică, cantierul. Veneau cei în cantier să... Neamul, deci în weekend chemau și neamul, hai să mâncăm și noi ceva. Că se gătește.
Da, suntem o nație de oameni talentați, binecuvântați de Dumnezeu. Mai rămâne să mai și avem idei și să încercăm să ne, nu știu, ajutăm unii pe alții. Acum, de asta apreciez că dumneavoastră, atât cât am putut observa, încercați să-i sprijiniți pe cei care se apucă de un business la început. V-am zis, acum ce, depinde și ce vrei de la business, că dacă vrei să faci un business de produse IT, nu poți să-l faci în mediul rural, dar da, dacă vor o nișă care are potențial, eu, promovarea turismului în mediul rural, aceste puncte gastronomice, v-am zis, în partea de social, fiindcă sunt foarte mulți bătrâni, adică poate nu un azil la nivelul ăla, dar o mică casă pentru bătrânii, sunt câteva... Da, România pe partea asta e din ce în ce mai văduvită de ceea ce înseamnă șansa pentru o viață mai bună pentru seniori, într-adevăr. Și aici o întreagă discuție, discuție de care nu mai avem cum să ne lovim astăzi, pentru că suntem la final de emisiune, stimate domn. Adrian Zorlescu, antreprenor, tânăr cu idei bune, tânăr ce poate fi luat ca model de către tineri și nu numai de către gorjeni, a fost lângă noi în această seară. Îți mulțumim pentru prezență, când programul pe care l-ai îți permite. Cu mult interes te așteptăm la o nouă emisiune. Până atunci însă, putere de muncă și spor în ceea ce faci. Vă mulțumesc. O seară frumoasă. Doamnelor, domnilor, și dumneavoastră și invitatului nostru, o seară cât mai plăcută. La revedere.